Să trăiți, bunăața, domnul Răzvan, bunăața, domnul Dani. Mă scuzați, aveam o ședință cu prietenii mei pelicanii, pentru că am fost și eu la pescuit, n-am mai prins nimic, au mâncat tot. Dacă vă uitați la ei, se simt puțin vinovați. Uite, ăsta e puțin mai obraznic, mă contrazice, dar ceilalți se simt vinovați. Uitați cât ce gușă are. Și mai sunt acolo 2-3, tot la fel de vinovați, s-au retras. O să revin puțin mai târziu la ei, pentru că trebuie să avem o discuție serioasă. Până atunci vorbim cu domn director, directorul Muzeului Antipa, domnul Luis Popa. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Haideți să tragem concluziile zilei de prima zi în care muzeul s-a redeschis, le-a sucut o bucurie copiilor, cum a fost și dacă au respectat regulile impuse. A fost bună dimineața în primul rând, bine ați revenit. A fost o zi specială pentru copii, a fost o zi specială și pentru noi, pentru că după aproape 3 luni am redeschis. Din păcate, concluziile ieri a fost foarte bine, dar nu cred că putem să generalizăm, pentru că, așa cum spuneam, a fost o zi specială, oamenii au fost liberi, am avut peste 1200 de vizitatori, dintre care majoritatea, jumătate, au fost copii, dar astăzi revenim la un program normal de vizitare și vom aștepta să vedem cum anume se va comporta publicul în continuare. În ce privește respectarea măsurilor impuse de către autorități și implementate de către noi, nu au fost niciun fel de probleme, toată lumea s-a adaptat și vizitarea a decurs în condiții optime. În mod normal, astăzi, lunea, muzeul era închis. Dumneavoastră ați se țineți deschis și astăzi, tocmai pentru ca cei mici să aibă timp să vină, să nu se, nu știu, să nu vină oameni foarte mulți doar în weekend. Ieri a fost luni și a fost, în mod normal, a fost închis. Într-adevăr, am ținut deschis. Astăzi, iarăși, în mod normal, am avea închis acum, pentru că, datorită condițiilor acestora, noi am decis ca muzeul să fie vizitabil numai de miercuri până duminică, între orele 11 și 19, dar ne s-a părut nefiresc cumva să deschidem ieri, să închidem azi, să deschidem iar mâine și am zis că săptămâna asta vom fi deschiși în fiecare zi. Am deschis nu atât ca să nu fie aglomerat în zilele de weekend, cât în mod special pentru că era ziua copiilor. Dar apropo, dacă tot ați spus de asta, e un lucru pe care aș vrea să-l spun. Cred că ar fi bine să începem să ne gândim în această perioadă cel puțin să încercăm să vizităm muzeele nu doar în weekend, ci și în zilele de început ale săptămânii. Chiar mă gândeam, apropo de un film celebru, dacă e marțea Belgia, mă gândeam să spunem dacă e miercuri e muzeu. Am fost la dumneavoastră de foarte multe ori. Cunosc zonele foarte bine. Este o zonă preferată de copii unde vin și stau mai mult. Apropo de asta, în mod normal, obligatoriu să nu stăm mai mult de 2 ore în muzeu când venim să vizităm muzeul. Da, așa e, conform regulilor stabilite de autorități, o vizită ar trebui să nu dureze mai mult de 2 ore, dar din experiența noastră, oricum nu durează mai mult decât atât. În ceea ce privește zonele preferate ale copiilor, n-aș spune că există una anume, dar în orice caz există un subiect preferat al copiilor despre care toți întreabă, și anume dinozaurii. Mulți, la prima vedere, au impresia că specimenele, scheletele de la intrarea în muzeu ar fi dinozauri. Ei, de fapt, sunt niște strămoși ai elefanților. Și dinozauri avem la etaj, adevărat că poate nu niște dinozauri de genul T-Rex pe care îl cunoaște toată lumea, niște dinozauri mai speciali, spre exemplu acvatici, ichthyozauri. Și de fiecare dată când am ocazia spun copiilor, acolo sunt adevărații dinozauri, nu aceștia de aici de jos. Ați așteptat cu nerăbdare redeschiderea, mi-a spus că s-a văzut asta și din reacția copiilor. Ce urmează în perioada următoare? În perioada următoare urmează pur și simplu o expoziție permanentă deschisă publicului. Nu a fost doar cum să spun, un eveniment singular ieri sau zilele acestea. Avem încă o expoziție temporară pe care o găzduim până în 21 iunie cu reptile vii. Avem încă expoziția temporară de fotografie despre natura fascinantă a Rusiei și deocamdată acestea sunt proiectele pe care le oferim, pentru că tocmai datorită condițiilor pe care le respectăm, alte tipuri de activități încă nu sunt implementate ca înainte de închiderea muzeului. Au fost multe programe care, din păcate, nu s-au mai putut ține. De exemplu, exact. Era școala altfel, când copiii veneau foarte mulți copii aici, da. Erau aduși de către școli. S-a simțit acest lucru și se pare că s-a pierdut ceva timp. S-a simțit în toate felurile. S-a simțit la public, pentru că nu au avut acces la muzeu. S-a simțit la noi, pentru că nu au avut acces la public. Și asta e un lucru despre care mi-ar plăcea să vorbim un pic, pentru că Muzeul Antipa este unul dintre puținele din România care este autofinanțat în bună măsură, și să fim închiși timp de 3 luni și practic să nu putem să primim public și să obținem venituri în urma acestor vizite, ne-a afectat serios funcționarea. Și de altfel, nu voi nominaliza, dar trebuie să spun că nu am fi putut să deschidem fără ajutorul unor sponsori, pentru că deocamdată
din punct de vedere economic, lucrurile sunt îngrijorătoare. Domn director, vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Mult succes în continuare. Ați adus vești bune. Avem timp în 2 ore să facem un tur complet al muzeului? Aveți timp. Avem timp, da? Da. Ok. Vă mulțumim din suflet, domnul Răzvan, domnul Dani. O zi frumoasă, toate cele bune. Și salutăm și prietenii din regie pe domnul Octavian. Toate cele bune, o zi frumoasă, mă întorc la Pelican. Domnul Octavian, îmi cer scuze, să trăiți, la revedere. Vedeți dacă ați greșit.